De ce crezi că își înșală femeile bărbații? Femeile sunt pițipoanchele. Că fiindcă pițipoanchele, femeile gubește de pe oameni până are bani. După aceea îl lasă în baltă. Și apoi oamenii ăștia săraci ești necăjit. Și apoi domnul prim-ministru Emil Boc le ofera bani de la oameni. I-a tăiat salariile, i-a tăiat pensiile, i-a tăiat-o. Și am trebuie să o votăm pe care vrem noi. Crezi că suferă bărbații atunci când le părăsesc femeile? Da, se supără bărbații, dar pe n-are, când vrea să facă XXL cu femei, nu are săracii. Dar o să găsești alte pițipoanțe care îi mai face dragoste la prima vedere. Știi? De-aia bai că eu sunt hipotent. Asta m-a crescat doctorii. Și nu mai am nimica. Și eu îi doresc la mulți oameni, la pensionarii ăștia bătrâni, îi doresc sărbători fericită, Crăciun fericit. Tu ai prietenă acum? Eu eventual am avut pe Lola, dar Lola a născut-o, eu a scos copilul din ascuțitoare și am e mare, are un an și ceva. Și nu mai ai altă prietenă acum? Am deocamdată nu mai am, că fiindcă eu sunt hipotent. Nu mai poate face dragoste, că mi-o dată două ouăle și după aceea o rânca la câini. Pe câini au mâncat foarte bună. O zic e bună. Și apoi eu doresc la mulți ani de sărbători și la voi, în primul rând, și la prietenii. Și te rog frumos să vii pe la noi când vrei tu, la noi, la Petre 21, să-ți arătăm cum e la noi. E ok? Vă mulțumim frumos! Să vă dau fericite!